Pentru siguranța celor care aleg să-și petreacă timpul liber în locații destinate a divertismentului, prin dispoziția secretarului de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, în acest weekend, inspectorii de prevenire au desfășurat acțiuni de control inopinate la operatori economici din municipiul București și județele Iași și Cluj. Acțiunile au fost coordonate de la nivel central de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Am solicitat colegilor din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență să organizeze ample acțiuni de verificare în ce privește zonele cu aglomerări mari de persoane, cum ar fi discoteci, cluburi, săli de evenimente. Am urmărit două aspecte principale, fără să ne limităm la ele. Primul fiind excederea numărului persoanelor aflate în interior, comparativ cu numărul permis în documentele amplasamentului, iar al doilea fiind accesibilitatea neîngrădită la ieșirile de urgență. În noaptea de vineri, 11 noiembrie și sâmbătă, 12 noiembrie, au fost organizate controale inopinate, coordonate la nivel național, în două județe, Cluj și Iași, și respectiv municipiul București. Acțiunea a vizat obiective cu aglomerări de persoane, scopul urmărit fiind acela de verificare a respectării numărului de utilizatori și accesibilitatea căilor de evacuare. În acțiune a fost implicat personal din alte 15 județe limitrofe zonelor de competență menționate, au fost controlate 40 de obiective. În urma acțiunii, la 4 dintre aceste obiective, pentru încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu prin depășirea numărului de utilizatori, a fost aplicată amendă în valoare de 100.000 de lei ca sancțiune principală și sancțiunea complementară de oprirea funcționării pentru o perioadă de 60 de zile, sancțiune prevăzută de legea 307 privind apărarea împotriva incendiilor. Cele patru obiective funcționează, trei în municipiul Iași și unul în București. Deși în acțiune a fost urmărită preponderent respectarea numărului de utilizatori, au fost constatate și alte contravenții care au fost sancționate cu un număr total de 24 de amenzi și 22 de avertismente, cuantumul total fiind de 539.500 de lei. Prevenirea incendiilor este o activitate continuă și permanentă. Aceasta fiind în primul rând responsabilitatea administratorului spațiului în care se desfășoară activitatea. Rolul nostru, în mod deosebit al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, este de a verifica aplicarea și respectarea legii și de a lua măsurile ce se impun când nerespectarea acestora pune viață participanților în pericol. De la începutul acestui an, inspectorii de prevenire au derulat la nivel național 2851 de controle la obiective din categoriile cluburi, baruri, discoteci, unități de alimentație publică, în urma cărora au fost aplicate 11.045 de sancțiuni contravenționale în cuantum de 5,1 milioane de lei.